Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Imagini solemne, imagini emoționante cu vizita doamnei Viorica Dăncilă în regiune, în Emiratele Arabe Unite. Iată un moment de înveșmântare a doamnei Viorica Dăncilă, un moment în care a vrut să arate că este versatilă, care are versatilitate, că poate să fie și așa, poate să fie și gospodină în bucătărie și în dormitor, poate să fie așa, așa, așa. Asta este ideea despre femeia din România pe care o vrea să o comunice doamna Viorica Dăncilă. Domne, se dă după cum bate vântul, după cum bate interlocutorul. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Imagine. Ce să fie în dormitor, Radu? Premier? Nu, somnambulă, Răzvan. Am înțeles. Ceea ce, sigur, nu e de mirare sub nicio formă. Iată-o pe doamna Viorica Dăncilă înveșmântată, imagini care au impresionat astăzi, au circulat pe televiziuni și pe rețelele de socializare, s-au dat ca pâinea caldă, Viorica, într-un moment important al întâlnirii. Dar ce a făcut? S-a convertit? Că n-am urmărit. Să sperăm că da. Să sperăm că s-a trecut cu totul. Că s-a și convertit, s-a și integrat. Bă, deci ea s-a dus o păstrează? O păstrează sau nu mai trimite înapoi? Ea s-a dus să-i convingă pe ei și văd că până la urmă ei au convins-o pe ea. Deci pare doamna Viorica Dăncilă că domnule a înțeles care e drumul. Dar și nu știu, care-i treaba. E o cutumă diplomatică? Trebuie să zici că sunt niște domnișoare de onoare la o nuntă musulmană. Așa sunt îmbrăcate toate din delegația României la fel. Un pic de roșu. A zis, mă îmbrac cum vreți voi, dar să fie roșu, vă rog, că dacă mă vede Liviu Dragnea îmbrăcat în albastru, o să spună că cine știe ce înțelegere am eu cu Ludovic Orban. Cine știe la ce m-am convertit? Poate m-am convertit și la PNL? Ceea da. Ce nu e chiar ceea ce își dorește domnul chiar Dragnea. Ușor, că știi da. Că PNL-ul nu prea face adepți în ultima vreme. Da. Nu mai recrutează. Deci, doamna Viorica Dăncilă, în niște imagini care îi se potrivesc mult mai bine decât cele de la Palatul Victoria. Eu zic să o lăsăm s-a dat acolo. Pobreaz, dar eu te întreb, că pare totuși adaptată tot timpul la situația în care se află. Dacă se duce, să zicem, pe Bali, se îmbracă în costum de baie, apare doamna Viorica în costum de... Nu știu, vă întreb, dacă merge pentru o... Nu știu dacă se duce la triburile din Africa, cele unde este îndeajuns de călduroasă clima, apare pentru a nu purta decât câteva frunze, e drept. Apare cu frunza doamnei Elena Udrea, păi nu știu, vă întreb, adică până la unde se poate merge cu această înveșmântare? Că totuși trebuie să o luăm în calcul. Adaptare mai rar am văzut. Da. Mult mai rar am văzut aceasta, dar eu nu-mi dau seama. Știi că poate oamenii se gândesc că și la mănăstirile creștin-ortodoxe ți se recomandă totuși o ținută așa mai decentă. Dar nu te îmbraci în... Dar nu-ți dă, domne, haine de călugăriță. De călugăriță. Acum stau și mă întreb dacă oamenii aceștia au simțit nevoia să o învășmânteze pe doamna Dăncilă și toată echipa de altfel. Cum s-a dus, domne, îmbrăcată? Fusese... S-a dus în pantaloni scurți? Sau sunt bluși tăiați? Cum s-a dus? Era într-o bustieră? Deci poate că era... Dacă Lior a spus, nu, așa, nu intrați. Nu, așa nu. Înțeleg că să-și pun noi șarfă pe cap, că au oamenii ăștia această fixație cu părul. Mă rog, nu vrem să judecăm. Facem. Nu vrem să judecăm. Nu stăm noi să-i judecăm pe ei. Dar nu înțeleg acum de unde atâta rigoare la doamna Dăncilă. Adică, uite-te puțin. Mai dați-mi o burcă, vă rog. Eu rămân fidel primei mele afirmări. Doamna Viorica Dăncilă s-a dus să-i îmbrobodească pe ăștia și văd că au îmbrobodit-o ei pe ea. Mă, nici nu e greu de păcălit. De ce să minți? Da. Doamna Dăncilă nu pare chiar cel mai sigur pe sine om din viața politică română. Imaginile, să știți că sunt mult mai multe în acest pelerinaj al doamnei Viorica Dăncilă acolo. S-a întâlnit cu foarte multă lume. Ideea este că multă lume a venit să o vadă. Eu m-am văzut conducător de țară. Nu mă înțelegeți greșit. Nu, modelul ăsta nu. E un model nou de conducător. E un model vechi care nu se mai fabrică, dar nici la vremea asta n-a fost extrem de popular. Da. Adică România au mers pe o variantă retro. Uite-o cum a venit. Venise așa, cu premise occidentale. Uite, are țoala asta roz cu care merge la sigur când vrea să ia ochii tuturor. A mai venit înainte de referendum îmbrăcat așa și exact așa s-a întâmplat și la referendum cu rozul ăsta. Și acolo extrem de solicitat. A avut întrevederea solicitată cu Aladin? Că nu știu, s-a comunicat ceva din partea guvernului? S-au întâlnit? S-au comunicat. Și că dânsa mai mult de-aia a mers acolo. Eu vă spun. Dacă pun mâna pe lampa lui Aladin, oameni, muncrezi nivelul de trai, o să se integreze Uniunea Europeană în România, îl facem județ, îi facem județ pe nemții din România, mai stăm noi la pomana lor. Dar senzația este că ea e plecată în afara Uniunii Europene, deși știm cu toții că dânsa a integrat Pakistanul și Iranul în Uniunea Europeană la început, la un moment dat,
așa a debutat ea în funcția de premier. Cine, cu declarația aia celebră a ei, cu domnule, state precum Iran. A spus doamna Dăncilă că e în afara Uniunii Europene? Nu, nu s-a pronunțat pe tema asta, nu se știe încă. A lăsat așa la latitudinea fiecare. Asta nu e un subiect de discuție. Dar spune-o că a fost subiectul de discuție. L-a spus musulmanilor de la Obraz, să știți că și noi am rezolvat cu porcii la noi. Deci nici noi nu mai mergem pe porci. Deși la noi s-a rezolvat problema asta cu porcii. Poate dânsa a mers într-o vizită de lucru. Dom'le, vreau să vă și eu ce tăiați voi de Crăciun. Voi ne mâncăm porci. Și ne-am Crăciun, probabil. Și nici Crăciun. Vreau să văd cum faceți voi Crăciunul. Fără, noi nu-l facem deloc. Interesant, se poate și fără. Vreți, iată imagini emoționante cu doamna Viorica Dăncilă. Poate vreți să știți care a fost comunicatul guvernului României. Uite, că cineva se apleacă un pic spre mâna doamnei Dăncilă. Hai să citim, iată-l cu Aladin, doamna Viorica Dăncilă, dar vreau să vă spun care a fost comunicatul guvernului României, pentru că multă lume se întreabă, bun, și care e rezultatul? Am înțeles, ne-am îmbrobodit, ne-am zăpăcit, ok. Dacă să ne explice nouă, că nu înțelegem. Măi, Răzvan, uite că s-a dat un comunicat pe care ți-l citesc fără prea multe menajamente. Dar nu cenzura. Nu scoate din context. Vă zic exact cum l-am primit, așa vi-l zic. Asta mare rugăminte. În contextul unei discuții pe marginea exponatului privind cele 99 de nume ale lui Allah scrise caligrafic în scriere Kufi de către cunoscutul caligraf emiratez Mohamed Mandi Al-Tamimi, prim-ministrul român a arătat că în România, cu precădere în zona Dobrogea, dar nu numai, comunitățile religioase conviețuiesc în pace și înțelegere de sute de ani. Cu referire la comunitatea musulmană din România, premierul Dăncilă a arătat că aceasta datează din secolul al XIII-lea. I-a trecut prin istorie de nu s-au văzut. Bă, dacă nu i-a luat Dăncilă, i-a băgat în istorie, nu mai scoate nimeni din istorie. Stai puțin, păi oamenii vorbeau de cele 99 de nume ale lui Allah. Noi nu știm decât pe ăsta, Allah. Altfel, pe celelalte 98. Dar vorbeau așa? Într-un context. În context, cu scrierea caligrafic. Nu scrii cum scrii tu, că ai un scris de medic. Nu, bun, caligrafic. Și doamna Dăncilă spune să știți că nici noi n-avem nimic cu voi. Știți că și în Dobrogea și în alte părți se înțeleg oamenii, domne. Oameni suntem dincolo de orice. Și mai mult, dar n-a vorbit despre dezvoltarea și a urmăriilor din România. Domne, nouă ne place foarte mult kebabul. Da, vreau să vă spun că venim cu gânduri de pace. Uitați-vă bine la mine. Uitați-vă bine. Cât kebab am mâncat. Eu mănânc mai multă shawarma decât voi. Adică nu e. Da, nu da, știu cum t-a dus o iată la scrierea caligrafică. La comunitățile care nu se sondănesc. S-a ajuns pentru că dânsa a trecut și prin Turcia, prin comunitatea turcilor. A fost și la turci și ei au kebab bun, bine, vreau să văd și la voi. A stat turciște și acolo, probabil, adică a preluat din ambientul local. Bun, doamna Dăncilă zice așa, că vine și cu o concluzie. Investitori din Turcia vor să construiască un spital regional cu 1000 de paturi la Constanța. Deci ca să înțelegi că femeia a rezolvat ceva. 1000 de paturi. Păi nici n-ai unde să le pui. Constanța e foarte îngrămădită. Unde? Pe plajă? Unde le mai așezi tu, Constanța? Șezlonguri. Nu mai bine pune direct șezlonguri. Păi niște șezlonguri, domne, nu paturi. Deci doamna a rezolvat. Iar o firmă din domeniul logistic vrea să realizeze un port în București, dar vedem și portul doamnei Dăncilă realizat acolo. Ce port acolo? Să facă, domne, în București? Port tradițional? Port pe canalul Dunăre București. Păi nu le-am spus că până la urmă s-a răzgândit Ceaușescu? S-a răzgândit și a murit? N-a vrut să... Cum adică nu s-a mers până la capăt? Bine, unde, domne, îl pune? Herăstrău? În Cismigiu? Avem, domne, port, dar îi spune în debarcader. Cum să faci port în București că n-ai la ce să ieși? Unde să te duci? Iată, unde să te duci în port dacă n-ai? O iei pe râu Colentina? Unde o iei? Pe Splai, pe la Unirii, pe acolo, pe Dâmbovița? Deci vor să facă turcii port în București. Îți dai seama ce l-a fi spus? Avem și canal. O fi întrebat orice. Nu m-am mai uitat, Viorica. Spune-mi adevărul că mă interesez, mă uit pe Wikipedia. Ați terminat canalul Dunăre Marea Neagră cu port la București? Da. Mă, sigur ați făcut capitala port la Dunăre? Da. Da, am făcut-o. Este. Da. Da. Da, de ce să nu facem? Da. E o apă care pleacă, deci trece pe la Unirii și duce încolo. Ea nu știa ce o întreba oamenii. Da, Viorica poate confundă Dâmbovița. O crede, uite, domnule, ăsta nu e ăsta canalul? Că uite, în față pe la Parlament, se duce încolo. Care e problema? S-a dus pe apa Dâmboviței. Oameni buni, dacă până acum erați obișnuiți cu rahatul turcesc, să știți că s-au obișnuit și turcii cu rahatul românesc. În urma acestei vizite. De nemaipomenit. O să le iasă până. Doamna Viorica Dăncilă a fost prezentă prin telefon aseară la o emisiune. Domnul Mihai Gâdea a sunat-o pe doamna Viorica la Dăncilă. La Jazeera sau? Din potrivă, la CNN. Și a întrebat-o pe doamna Viorica Dăncilă. Bre, ce făcui în batalia acolo? Cam asta e ideea. Haideți să vedeți, doamna Dăncilă, dacă... Pe discuțiile pe care le-ați avut cu cei din Emirate, care întrebare, sunt noutățile, ce acum, ați reușit să doamna Viorica era pe niște foi. Era acolo. Acest episod al turneului. Stai că mă întreabă Gâdea de asta. În primul rând ne-am întâlnit cu primul ministru, cu
care am tinut posibilitatea de... Primul ministru nu există. Să fi primul și cu al doilea. Da. Și aici au fost și a început să zică Viorica. Deci citea de pe foaie, am întâlnit cu nu știu ce. Am discutat de asemenea. Pentru despre o bună cooperare între ministere. Și ascultăm discursul emoționant al doamnei Viorica Dăncilă. Domnule, senzațional. Femeia asta e născută să fie senzațională. Acum, ieri am prezentat acei ochelari cu care va face impresie foarte plăcută în videle. Am dat chiar ieri imagini cu doamna Viorica Dăncilă, care își trăsese acea periche de ochelari, că a fost și la shopping, dacă tot a ajuns în Dubai acolo. Nu, cred că i-a luat în Turcia. I-a luat în bazar. Deci o să închidă multe guri în videle cu ochelari. Ia, mă rog, revenind dar la... Dar crezi că a întrebat? Și straiele astea, poți să le păstrezi când ies aici din moschee? Domnule, dacă vreți, vreau mult dar tot să le duc. Să le duc, poate duce și la nepoței ceva, adică, sigur, da. Pare genul care... Pixul ăsta pot să-l iau acasă? Adică dacă tot s-a dus acolo, că îți dai seama, asta cu 1000 de paturi în Constanța. Da. Hai, domnule, lasă-mă, 1000 de paturi în Constanța există doar în unele blocuri mai mari. Într-un cartier întreg sunt 1000 de paturi în Constanța. Dar sunt paturi de dormit. Trebuie să s-a dus acolo, clar. A zis, mă, Dubaiul n-apuc să-l văd. Turcia am mai fost, dar acum merg relaxat, că nu mai stau cu stres. Da. Și s-a gândit, mă, cu ceva trebuie să mă întorc de acolo. Trebuie să, poate să vină cu mâna goală. A venit cu magnet de frigider. A venit cu țoalele astea de pe aici. Uite că îi prezintă doamna asta în spatele tău exponat. Cred că a și întrebat. Pot să iau și eu un trofeu din acesta să-i duc lui Cristine la casă? Adică pare că cu asta s-a lipit. Deci puteți să comunicatul ăla pe care l-a citit lui Gâdea, tu ce ai înțeles? Dom'le, ce a zis aia am înțeles. Păi asta spun. N-am înțeles altceva decât asta. Dar nici n-a zis ceva. Dar. Eu vă întreb acum că mă pun și în pielea oamenilor ăstora. Deci după toată nebunia asta, bam, bam, după ce a făcut Viorica Dubaiul, a făcut Istanbulul... Mă, stai făcut... că îmi spui că a făcut Dubaiul, se înțelege altceva. Da. Nici dacă ar vrea, nu cred că ar exista public. Îmi pare rău. Nu, să nu facem totuși dubaistă pe doamna premier. Da. Că e o doamnă. Au rămas oamenii aia, s-au strâns după aia oamenii aceia în Emiratele Arabe Unite, s-au strâns acolo și după ce a plecat doamna Dăncilă cu tot alaiul, cu toate, stăteau așa 5 minute, eu vă spun că asta e o informație pe care nu are multă lume. Au stat așa 5 minute, s-au uitat unii la alții și la un moment dat unul dintre ei a trăsărit. Bă, și v-am zis să terminăm cu femeile astea o dată în funcție de conducere, că toți insistați pe tema asta. Le ia și permisul de conducere. Deci vă spun că le retrage de tot de pe piață. Deci doamna Viorica Dăncilă, pe această deplasare, a făcut mult rău mișcării feministe din zona arabă. Vă spun, e posibil să se năsprească condițiile pentru recunoașterea calității de cetățean a femeii în zona respectivă. Or să spun, păi acum le lăsăm să conducă mașini, mâine, păi mâine. Ne trezim. Uite, uitați-vă puțin. Cine e femeia aceea blondă? E premierul unei țări. Prim-ministru. Nu cred că am zis doamne. Primul ministru, cum a zis doamna. E prima ministră a unei țări. Da. Bun, între timp să știți că avem și noi Dubai aici, adică or avea ei Dubai acolo, dar Dubaiul nostru e mai bun decât Dubaiul lor. Că e al nostru, în primul rând. Stații de autobuz ca în Dubai, montate într-o comună din România. Ca să înțelegeți că și noi avem Dubai aici, de-aia noi nu mergem la Dubaiul lor, că avem Dubaiul nostru. Să vedeți când o trece doamna Viorica și o vizita și pe acolo. Când o trece în vizită și pe acolo. Au aer condiționat, buton de panică, asta chiar e nevoie, că nu e greu să intri. La noi s-ar fi defectat butonul de panică, în urma uzurii intense. Uși grisante și monitor cu flux de știri locale. 11 stații de autobuz identice cu cele din Dubai au fost montate în localitatea prahoveană Brazi, una dintre cele mai bogate comune din țară. Ca să știți, dacă treceți pe acolo, vă opriți și vizitați. Stațiile au costat 8.000 de euro fiecare și sunt prevăzute, v-am zis, cu aer condiționat, cu tot ce trebuie, da? Vă spun asta așa, în zilele cu soare, uneori pot fi văzuți în stație și Cosmin Oloroiu și la Laurențiu Reghecaf. Vin periodic în urma acestei. Dar pe acolo circulă autobuze? Da. Circul. Sigur? Da. Nu, e bine. Comuna e foarte bine stabilizată după ce au fost... Uite, din fotografia asta pe care o privesc în spatele tău, pare extrem de bine stabilizată în sensul care măcar nu cade drumul. Uite-te puțin, întoarce-te un pic. Acum, sigur, burtiera ajută mult. Tu vezi aici cum arată? Adică, mă gândesc că n-ar fi o prioritate așa să facem o stație după de ce au fost, Dubai. Să știi că s-au mai făcut și alte lucruri acolo. După ce au fost anunțați că vor primi bani de tratament pentru fertilizare in vitro, 2500 de lei cadou de nuntă și 1500 de lei la botez, bani de la bugetul local, începând din acest an, localnicii comunei Braz au aceste stații. Hai să vedem cum îi explică primarul unui localnic. Dom'le, imaginile sunt fabuloase. Cum îi explică? Dom'le, care e chestia cu această stație ca în Dubai?
iar noile stații, la momentul actual nu sunt alimentate cu energie. Ușa, normal, trebuie să fie închisă, în poziția asta. Deci, iar, în momentul când vor fi alimentate cu energie, n-ai cum să intri în stație decât acționăm butonul ăsta, vedeți care aici. Da. Apeși și automat se deschide. A intrat înăuntru, ai lucraș, intră înăuntru, e automat se închide. Da, deschideți-o! Ea se deschide și automat, dacă are un timp, are un timp pentru închidere. Da. Și să zicem că dumneavoastră mai așteptați puțin până. În momentul când ai făcut pasul înainte, ai celulă foto aici, chiar, care te vede și ea se blochează. Chiar dacă a plecat între timp ușa și ai făcut pasul, te vede camera și ea se deschide înapoi, revine la forma inițială. Da, decât că n-am făcut-o să meargă pe celulă automat, am făcut-o pe butoane, că mai trece autobuz, trec păsări și se deschidea tot timpul. Da, așa este. Dar are aer condiționat, are... O să ai monitor. Să aibă monitoare în care dăm anumite informații de interes public, inclusiv hotărârile Consiliului Local, anumite chestii din legislație, din codul fiscal privind taxele și impozitele care trebuie să le plătească cetățeanul comună, actualizat. Bun. Programul mașinii, traseul, tot ce înseamnă orele de sosire și orele de plecare. Corect. Cum vi se pare? E frumos, e bine, e interesant, e util. Acum problema e de cum păstrează cei care o folosesc. Aici cât credeți că rezistă? Nu știu, dar nu se cade. Cât sunt eu primar, o să rezist, nu, să-ți asigur eu. Da, imagini emoționante din comuna Brazi. Îi spunem bună seara domnului Radu Leonaș, primarul localității. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Da, și invitațiilor și tuturor. Bună seara. Vreau să vă întreb în primul rând cum ați ajuns la această decizie de a băga astfel de stații. Noi aici în București vă mărturisesc, nu avem așa ceva, cel puțin deocamdată. Privim cu invidie spre dumneavoastră. Ce vreau să vă spun, eu sunt primar în comuna Braș. Nu mă interesează ce se întâmplă în altă unitate administrativă teritorială. Nu știu ce se întâmplă la București, Ploiești sau în alte localitate. Da. Pe mine mă interesează ca să asigur un confort mai bun pentru cetățenii din comuna Braș pe care o păstoresc. Da. 100.000 de euro au costat stațiile astea. Nu știu dacă informația e foarte exactă la dumneavoastră. Așa, am citit-o din presă. A fost o valoare estimată, exact ce am făcut declarații de presă la anumite televiziuni și am spus că a fost o valoare estimată în jurul sumei de 9.000 de euro pentru o stație și sunt montate 11 stații. Păi și? Nu atâta face? Atâta face, pentru că știți foarte bine că una e valoarea estimată și alta e valoarea care va fi decontată. Adică va fi mai mult? Niciun caz nu va fi mai mult. Exact cum am exprimat și la celelalte televiziuni, am spus foarte exact. Da. Deci ar putea să fie mai puțin, în funcție de valoarea și lucrările care au fost executate. Da, domnule primar, dar dumneavoastră ați alocat undeva la 10.000 de euro per stație, da? E corect? Da. Bun, păi deci vă pregătiți să plătiți 100.000. Acum, dacă vă ajuta Dumnezeu și Maica Domnului și e mai ieftin, norocul dumneavoastră. Dumneavoastră dați cu inima, am păcat 100.000 de euro pe stațiile astea, da? Nu știți foarte bine dacă știți ce se întâmplă în legislație. Deci o valoare estimată care e stabilită în funcție de proiectant sau de anumite persoane care sunt specializate. Da, domnul primar, nu mai contează. Domnul primar, ne propodiți pe noi acum. 100 de mii, poate să fie 90, poate să fie 110. Domnul Leonaș, dumneavoastră ați alocat 100 de mii, sunt declarațiile dumneavoastră. Lăsați acum în brobodeală asta, că mai luăm un pic de acolo, poate nu punem piele pe scaune, poate punem vinilin. Dar noi zicem de bine. Adică dați 100 de mii fără probleme, da, pe stațiile astea în comuna Brazi. Nu dau 100 de mii, dau o sumă care va fi reală în funcție de cheltuielile care au fost efectuate. Ați votat bugetul? Ați votat bugetul? Bugetul, da. Puteți. Ați alocat suma respectivă? Bugetul, știți foarte bine că bugetul e aprobat și votat de către Consiliul Local. Da. Așa. La propunerea mea. Așa. Păi și ce v-am spus aici? Este alocată suma asta? Ați alocat banii în cuantum de 100 de mii de euro acestui proiect sau nu? Da. Păi, bun. Și atunci despre ce vorbim? Dacă i-ați alocat să-i și plătiți. Acum ați alocat 100 de mii, dar vreți să plătiți 20 de mii. Vă dați seama ce veste proaste... Pentru cei care execută lucrarea, poate vă spun ea, domnule, la banii ăștia să le faci dumitale. Foarte interesant. Foarte bine, dacă știți foarte bine, dumneavoastră legislația, știți ceea ce se întâmplă, că indiferent de suma care va fi alocată în situația unor
studii de fezabilitate, mai departe să decontează cheltuielile care vor fi efectuate efectiv. Da, dar în rest totul merge bine în comună, că înțeleg că e una foarte... Pare că aveți bani, adică pare că nu banii sunt o problemă acolo, nu? Exact cum a spus dumneavoastră, dar cred că nu aveți informația exactă, pentru că nu e una dintre cele mai bogate comune din țară. Posibil să fie una dintre cele mai bogate comune din lume, din județul Prahova, deci... care are un buget de 6.500.000 de euro. Primul pe județ, al doilea pe țară, ca să zicem. Dacă e una dintre cele mai bogate din județ, nu e implicit și una dintre cele mai bogate din țară? Că Prahova nu e chiar un pol al sărăciei. Deci n-am făcut o statistică foarte exactă ca să-mi dau seama ce se întâmplă la nivel național. Să știu care e bugetul fiecare localități în parte din... Dar așa când vă uitați în comuna noastră acolo, ziceți, noi avem bani, ne conducem bine. Dar rău ne descurcăm. Ne descurcăm, adică... Și înțeleg că în comuna Brazi aveți de toate. Nu, dacă sunteți interesați și vreți să vă informați... Păi chiar suntem, că nu chiar viitor, că ăsta nu... Vreau să vedeți care sunt condițiile și ceea ce se întâmplă în comună. Deci dumneavoastră dădeați bani oamenilor care se mutau la dumneavoastră în comună ca să stimulați natalitatea, ca să-mi aduc aminte, să vă... M-ați întrebat dacă aceste sprijine financiare și am fost emisiunea dumneavoastră și chiar mă uit la dumneavoastră în momentul actual. Da. Sunt la birou. Da, am dat sonorul mai ușor ca să putem să discutăm. Da, e foarte bine, ne auzim perfect. Da. Noi vă întrebam așa, ca să înțelegem cum... Suntem foarte încântați în primul rând de ceea ce așa, vrea, se poate acolo. Și noi să avem, vă dați seama că auziți așa un ton ușor arțăgos, dar e invidia care nu poate fi ținută sub control, că nu avem, domne, stații ca în Dubai. Și vă întrebăm, deci în comuna Brazi, totul era, cum zice viceprimarul din Galați, paradise, welcome to paradise, cum zicea. Dar lipseau aceste stații, ca în Dubai. Și cetățenii au reacționat favorabil, au spus da, chiar aveam dubii dacă să-l mai votăm pe domnul Leonaș sau nu, dar de când cu stațiile astea inteligente se închid ușile singure, se deschid singure, avem flux de știri, avem tot ce ne trebuie, practic e mai frumos decât acasă la mulți cetățeni. București. Sau chiar cetățeni din Dubai. Da. Asta vreau să spun. Nu știu, nu vi se pare că e o investiție așa nepotrivită? Că noi vedeam că pe marginea drumului era un pietriș pe acolo, adică nu era chiar așa grozav să spui, domnule, ce ar merge aici o stație din Dubai și le avem pe toate. Mă rog, asta a fost o știre care a preluat-o dumneavoastră, că aceste stații au un model stil Dubai. Deci nu, eu n-am fost niciodată în Dubai și nu știu cum arată acolo și nici nu mă interesează. Păi deci nici aveți nevoie să mergeți în Dubai când stați în Brăz, județul Prahova. Da. Să doar să vină ei să vadă. Dar să știți că există stații similare în Dubai. Deci cam modelul ăsta au și ei. Păi, așa dacă dumneavoastră a fost acolo și l-ați văzut, eu nu l-am văzut. Nu, că s-a cu internetul mai mult. A venit doamna Viorica și ne-a povestit. E doamna Viorica acolo, stație nu mai scoatem de 3 zile. A mers doar foarte puțin. Colegii o să arate acum pe ecran cum arată o stație din Dubai. Vă spun, acum că mă uit din nou la imagini, e chiar mai drăguță stația dumneavoastră din comuna. Da, autobuzii sunt, că n-am văzut să vină. Eu chiar mă bucur de aprecierea dumneavoastră. Dacă aveți o apreciere și vi se pare sau considerați că aceste stații sunt mai frumoase ca cele în Dubai... Frumoase sunt, dar mi se pare așa... Poate ușor disproporționat, așa, ca gest. Ca investiție. Ca investiție. Pare că România nu e chiar la nivelul în care ar trebui să ne comparăm cu Dubai. Uitați, în Dubai, așa arată și la noastră, sigur. E cam același model, să știți. Poate ăsta e un model chiar mai vechi. Vedeți că cele din Dubai au două uși de deschidere. La cea de la Brazi are numai ușă. Deci nu e chiar așa. Păi de ce l-a spus? Păi ei au vrut să epateze, domnule primar. Nu folosește nimeni pe a doua. Toți merg doar pe ușă, să știți. Plus că, na, Dubai e un pic mai mare decât comuna Brazi. Da. Puțin. Păi posibil ca peste puțin timp să acoperi comuna Brazi la nivelul Dubaiului. Da. Asta suntem convinși deja. Singura problemă, înțeleg că nu există curent la stațiile astea să fie folosite. În rest, păi n-au generator propriu? Nu. Trebuie deci, de la electrică. Și am specificat acest lucru, că nu există alimentare cu energie electrică. Dar nici nu trebuie, da, e așa. Rețelele electrice. Nu există alimentare cu energie datorită faptului că știi ce se întâmplă în România. Electrica, dacă nu vine să monteze contorul, am plătit toate taxele și tot ce înseamnă. Da, domnule primar, dar ați montat niște uși electrice la o stație care nu are curent electric? Nu, am montat niște uși electrice care la momentul actual nu e funcțional această stație. Dacă vă uitați foarte atent, aveam un apel în care spuneam că stația nu e funcțională. Da, am înțeles. Practic a spus acela artist, dar nu știu cine. M-am speriat că... Dar când vor fi funcționale? Da.
Când vor fi funcționale? Când o vrea electrica. Păi și atunci de ce ați investit atât în niște stații? Că poate electrica nu o să vrea niciodată și vă dați seama de banii ăștia, poate făceați altceva. Nu se poate să nu vrea electrica, pentru că avem un contract de furnizare a energiei electrică și probabil că orice societate, mai ales o societate de stat, e interesată să-ți vândă produsul. Da, am înțeles. Mulțumim, domnul primar, vă felicităm, vă felicităm, privind cu de la distanță. Și așteptăm, bineînțeles, tot ca în Dubai, un hotel de 7 stele. Adică, dacă ați luat-o pe care asta, de ce să vă vin oamenii în brazi, unde se cazează? Eu vă spun la pensiune? Singurul motiv, mai este pe film, nu. Singurul motiv, mulțumim frumos pentru intervenție. Da, mulțumim. Singurul motiv pentru care doamna Viorica Dăncilă încă nu vizitează acolo. Următoarea vizită doar curie în brazi. N-au văzut oamenii cu proba de în cap, cu cearceaf în cap. Dacă vă pune și cearceaf în cap, o să vedeți, da, o să fie încântată și să văd vină pe doamna Dăncilă mergând așa până Dubai. A, da, pe astea le știu, astea avem și noi la brazi. Da. Și mergând un pic mai departe. Bun. E frumos, nu e chiar ca la brazi, județul Prahova, dar e un început și în Dubai. Bun, mergem un pic către Vrancea, unde se întâmplă de asemenea lucruri emoționante. Titlul, sigur, e un pic, iertați-mă, nici nu vreau să citesc titlul, dar e un pic, e un pic cam malițios, dar nu e, nu e nimic mai, nimic nu e suficient de malițios. Bătaie de joc pe banii noștri. A, nu, asta e sec, nu. Nu. A fost o operă de artă, Radu. Radu, aia nu-i bătaie de joc, aia e operă de artă. Consiliul Județean Vrancea, la domnul Marian Oprișan, la domnul Marian Oprișan, acolo există un site al Consiliului Județean Vrancea. Puteți să-l accesați dacă aveți nevoie de informații. Și cum intrați dumneavoastră acolo, cei care au contractat acest site, uitați, puteți vedea chiar în imagine, ofertantul contractat pentru realizarea site-ului este firma Ropixolit SRL, din Golești. 10.000 de euro a costat tot această chestiune și s-a cerut, a fost o revendicare, poate domnul Oprișan a venit cu această idee, nu m-ar mira, printre cerințele Consiliului Județean se numără aceea ca interfața site-ului să fie în mai multe limbi, respectiv română, engleză, franceză, italiană, germană și rusă. E foarte important. Acum, sigur că informațiile sunt traduse pe mai multe site-uri publice, adică nu e ceva ieșit în comun. Însă îl știți pe domnul Marian Oprișan, nu se mulțumește cu puțin. Domnul Marian Oprișan nu e mulțumit să găsești pe site-ul lui doar informații în engleză. El a vrut să fie tradus și în engleză și consilierii. A zis, domnule, vin oameni din străinătate. El a tradus până la capăt. Nu mi-a tradus tot. Tot. Deci gândește-te că Ionel cel Mare... Hai să o luăm așa un pic, să-i luăm un pic la mână. Hai să-i prezentăm. Să-i prezentăm pe oamenii. Liviu Pumpkin. Liviu Pumpkin este... Liviu Pumpkin. Da. În România spun Liviu Bostan. La noi în România e domnul Bostan. La ei s-a că e fratele ministrului Pumpkin. Bostan. Da, este frate de ministru. Da, frate de ministru, Liviu Pumpkin for English speakers. Nu știu eu foarte bine franceză, aici un Radu Banciu ar fi fost foarte util, pentru că dacă accesați în limba franceză ar fi Citroil Liviu, adică Bostan în limba franceză, nu știu să vă spun exact cum se traduce. E complicat aici. Da. Foarte interesant este domnul Orchean Valentin Răzvan. Cum? Orchean Valentin a devenit Spyglass. Adică Spyglass Valentin? Spyglass Valentin. Spyglass Valentin. Nu, preferatul meu este de departe. Da. Doru Bălan, Doru Gianni Bălan, care a fost tradus Bălan Entertainment Gianni. Nu mai pot. Nu se poate zice. E foarte greu de făcut această știre. Bălan Entertainment Gianni. Este de fapt Doru Bălan, dar de ce au tradus? Adică de unde s-au luat ei cu entertainmentul? Că Gianni rămâne, Bălan este de la Doru. Doru a fost tradus entertainment. Deci vezi ce-i traducerea asta? Păi de la Doru Octavian mai... Dumitru. Am înțeles. Da. Nu, haideți să lămurim ceva. Da. Sigur, explicația celor care au realizat site-ul a fost simplă. Dom'le, o traducere automat. Nu, și-au bătut joc de consilier. Ionel cel Mare este The Great Ionel. The Great Ionel? Așa The Mare Ionel. Nu s-a tradus decât cel. Nu e niciun fel de traducere automată. Nu vă imaginați această prostie. Este doar o bătaie de joc generalizată pe care nu putem decât să o salutăm, să transmitem felicitări celor care au făcut așa ceva, pentru că e de-a dreptul spectaculos. Da, Marian Oprișan mi-a făcut ziua mult mai frumoasă. Cele mari, domnul Marian Oprișan nu este tradus. Ar fi Marian Stoppable, nu? Sau cum ar veni? Nu știu, întreb, încerc așa ca exercițiu. Dar n-ar merge și invers, de exemplu, să presupunem că ar fi o știre despre George Bush, dar ar fi George Boschet? Ar fi George Tufiș. Tufiș. Ar fi George Tufiș, George Tufiș. Că nu vine mașina de poliție să se ascundă după președintele Americii. Dacă s-a dus doamna Carmen Dan în regiune,
a fost doamna tradusă pe site-ul Consiliului Județean. Doamna femeia mașină, sau cum e, omul mașină. Femeia jandar. Nu, avem femeia jandar și Carmen, Carmen Dan, adică Carmen. Nu? Ah, Carmen. Carmen. Da, Carmen. Mașina bărbați. Mașina bărbați. Doamna mașina bărbați Dan. Bun, e o bătaie de joc generalizată, o apreciem ca atare, doar că dacă tot așa știm cu limba engleză și începem să traducem, să le spună cineva semi-analfabeților poligloți care au realizat site-ul că un consilier județean sau local nu e advisor. Advisor e consilierul personal. Da. Deci e altceva, alt termen. O să stați și o să-l descoperi. Bun. Sigur, căutăm pe Google, că nu putem să vă facem treaba, că înțeleg că s-a plătit intens pentru acest site. S-a plătit și o să plătim în continuare. 10.000 de euro pentru acest site, pe care înțeleg că l-a reparat chiar Mariano Prișan, care zice, aia, gata cu glumele, că eu n-am făcut așa ceva să râdă toți... Toți oamenii n-au un site de internet, n-au un domeniu.ro în țara asta, râd de noi care am plătit, atenție, 10.000 de euro fără TVA pentru a-l avea ca demnitar local pe Liviu Pumpkin, Spyglass Valentin și Zămare Ionel. Auzi, dar eu te întreb pe tine, Răzvan, acum, sau Legram, franceză. Mișcările astea din justiție, mai poate fi tradus Bucureștiul Bucharest, adică să mai fie cu arest Bucureștiul Bucharest. Buc arest, ca adică... să fie arestare ca la carte. Așa ar trebui să fie mult mai potrivit. Și ne întoarcem. Bună România. În România, câtă vreme Viorica Dăncilă este plecată cu tot, cu tot cabinetul ministerial, cu toată... Cu toți cei care sunt transportabili din guvernul României, că mai au și unii și Andra Mama după ea, da? Dacă au fost probleme, problemele acelea, să știți că au fost pe șoseaua Chitilei astăzi, unde s-a intervenit cu spray-uri. Poliția română a intrat pur și simplu în forță și a încercat să scoată de mașină pe un cetățean care nu vrea să iasă, pur și simplu. Deci o să vedeți niște imagini ce vă pot afecta emoțional. Haideți să le urmărim împreună. Iată, poliția încearcă să-l extragă pe cetățeanul care se află la volanul acestei mașini. Vă spun de pe acum, este un cetățean de etnie irelevantă. În dreapta este, de asemenea, o doamnă care și ea participă la această situație, la această conjunctură. Se încearcă cu vorba bună. Așa e în România. Până nu încerci. Ai văzut vreodată polițist violent cu participantul în trafic? Adică, sigur, dacă nu ești Ilie Năstase, sigur, dacă nu ești Boureanu, sigur, dacă nu ești un astfel de personaj, de care probabil și poliției e frică, n-am gândit. Că sunt probleme în... Haideți, vă rog, nu fie, nu-l deranjează pe domnul. Și acum se intervine la modul foarte drastic. Hai să-și ascult. Opa, a ieșit cetățeanul. Ăsta e cetățeanul, nu? A, păi n-a fost, domne, stați, domne, că îmi repoziționez discursul. N-a durat prea mult. Nu a fost o problemă cu intenția de a coborâ. Poate era blocat acolo, în scaun. Dar haideți să vedem ce face cetățeanul acesta. Cum, pare vrea să le arate ceva. Dezabiat. Ideea este că... Ideea este că a fost și cald în București astăzi. Foarte cald a fost. A fost, adică era de pantalon scurs, ceea ce cred că încerca și acest domn să... Dar nu înțeleg ce se întâmplă. De ce ai încearcă să se îmbrace, să se înveșmenteze. Dacă se își închide pantalonii sau și deschide, asta aș vrea să se lămurească. Că se merge pe a doua variantă. Își deschide? Da. Ce ne rogi? Dați-i drumul de aici. Suntem într-o... Vedeți că s-a intervenit cu mai multe echipaje. S-a intervenit și cu o palmă pe cameră. L-au legat, au reușit să... Nu s-a mai putut. Ai observat că au încercat să evite. Dom'le, s-a încercat, dar... S-a încercat cu vorba bună până când vorba bună a fost epuizată. Dar uite-te câtă determinare la acești polițiști pentru a securiza perimetru dinspre cetățeni, dar n-au nicio problemă cu mașinile alea care îl calcă pe plinuț. Dar uite că s-a intervenit și cu un polițist intelectual. Deci se merge și până intelectual. Deci domnul Harry Potter de aici de lângă noi îi împinge... Vă rog, nu vă apropiați de el. Și în tot acest timp mașinile alea trec razant pe lângă cetățeanul imobilizat. Oameni buni, dar nu era bine, nu știu, să aveți grijă la trafic, să nu-l calce. Așa cu telefonul mobil nu poate păți prea multe. A reușit să stabilizeze situația, l-au încătușat și îl duc, sper că... Unde îl bagă, domnule, portbagaj? Și îl bagă în portbagaj.
Da. Domnule, pe peste asta porcină, să știi că te bucuri la orice care e mai rotunjor. Da. Imagine emoționante cu o reușită a poliției române astăzi de pe șoseaua Chitila. Câtă vreme doamna Viorica Dăncilă se află în Dubai, uite, știu... 10 polițiști. Ce se poate întâmpla, ce înseamnă să-ți plece conducătorul din țară. Scapă lucrurile de sub control. De bandada. Noroc că au fost acolo vreo două secții de poliție care au intervenit în forță, că observ că pentru a-l da jos pe domnul... Dar văd că e un cetățean din diaspora, văd numărul, pare diaspora. Mașina e din diaspora. Mașina, cetățeanul Cetățeanul nu cred că e diaspora, mașina schimbă extrem de... Da. Da, foarte mulți polițiști, un singur conducător auto și acela, mă rog, hai să zicem doi conducători auto, că era un pic mai lat, dar nu cred că se justifică, și foarte mult interes cu privire la cetățeni, mai puțin la trafic. Ia uite, au tăiat calea, au parcat mașinile acolo. Deci a fost ca în filme, Răzvan, Doamne. Păi și ce mă gândesc, bine, e lăudabilă acțiune. Da. Dar zi, Doamne ferește, să avem vreodată nevoie cu adevărat de o intervenție în forța poliției române. Da. Că dacă asta e o reușită, nu, da, să-l dai jos pe grăsun de la volan. Reușita este că a deschis el ușa, pentru că mi-aduc aminte... Reușite că a coborât de bunăvoie. Un tânăr, da, se blocase într-un Porsche, dacă ți-aduce aminte. Da, n-au avut ce să-i facă. Și nu puteau să intre, nu știau cum să... Era ermetică toată treaba, nu se putea... Mașină străină, scumpă? Nu pot... Ce să facă polițistul român ieftin? Nu stăm să-i stricăm omului mașina. Bravo, poliția română, bravo. Hai mă că se poate, mă, avem și câte o reușită. Problemele adevărate... Preferatul meu rămâne intelectualul. Da, ăla, eu vă spun că de la ăla s-a rezolvat toată chestia. Când a apărut băiatul acela care poate a dat studii, și niște școală, citate, poate a venit și cu niște... Poate avea citate replici. Din Publius Ovidius Naso. Ca domnul Andrușcă, ministru, da. Da, bun, în fine. Ne ducem și către Iași, unde de asemenea au fost probleme de genul acesta. Un tânăr a făcut prăpăd. A făcut prăpăd, așa e titlul, așa ți-i spun. Pe podul din cartierul Alexandru cel Bun. S-a urcat beat la volan. Băut. Băut, era băut. Beat înseamnă mult, băut lasă loc unor evaluări ulterioare. Și ce a făcut domnul? 1,60 avea miligrame de alcool, pur și simplu expirat în aerul pur, sau cum se numește, da. Deci avea 1,60 alcoolemia. 1,60 expira așa, în natură. Da, e bună ideea cu înălțimea, adică dacă ar fi avut 1,60 înălțime, încă era bine. Dar problema e că avea alcoolemia 1,60, așa. A intrat din plin într-o rulotă. A fost acuzat că a deschis geamul de lângă șofer și i-a îmbătat cu aburi și pe ceilalți participanți. Hai să vedem care imaginile cu tânărul care a făcut prăpăd astăzi. Hai să-l urmărim. Cineva rănit? Da, sunt în ambulanță. Ia, uitați și viteza, a avut de o rupt și pare și tot. O vreți să fugă? Da! Vreau să plecăm, așa să nu intra. Domnul e stipiat. Ce alcoolemie? 1,60. 1,60 nu e. În Iași nu e alcoolemie mare. 1,60. 1,60 depinde avea unde avea alcoolemie mare? Nu. 1,60. Ar trebui să fie cumva... Ciudat că nici nu era beat, avea 1,60. Ar fi trebuit și corelată cu locul. Adică stai un pic, depinde. 1,60 unde avea? Păi unde, corect? Că și viteza este în funcție de locul unde se desfășoară. Dacă ești cu 130 pe autostradă, e în regulă. Dacă ești până... Deci dacă ești și cu alcoolemia, dacă ești cu 1,60 alcoolemie... Cu 1,60 în vas lui. Hai, domne, urcă-te la volan, nu te ia de taxi. Deci e că chema taxi. Păi sunt beat. Cât ai? 1,60. Urcă-te, domne, la volan, nu-ți bagi joc de bani. Inconștient s-a urcat la volan, de ce? Deși avea alcoolemie uriașă, mă rog. Uriașă, poate mai în sud. Da. E ca țuica. Știi, o țuică tare în Muntenia, cât are? 30 ceva de grade. O țuică tare, mă rog, pălincă în Ardeal, la 30, ce zice ăla? Alta e situația. Ești priț? Da. Înțelegi? Adică trebuie pus în context. În schimb, aceste imagini ar trebui folosite, nu mă bag eu în apărarea lui Miron Cosma Junior, dar dacă aș fi avocatul lui, aș veni și aș spune. Asta, da? 1,25 avea ieri... 1,25 și ai văzut cum a fost tratat Cosma. La 1,25. 1,25 vreau să spun că în momentul de față nici nu-ți dai seama dacă omul a băut ceva sau nu. Poți să le ai dacă mânci o ciorbă de burtă și spui un pic de oțet. Deci băiatul domnului Cosma l-ar fi dus acasă pe băiatul acesta. Pe băiatul domnului Cosma ar fi trebuit să-l sune omul ăsta să-i conducă mașina. Vino tu că eu sunt beat, cât ai? 1,25. Dar ce micuț ești. Vino să-mi conduci mașina, eu la 1,60 da. Nu mai pot. Iar despre celălalt, cât? Ambulanțierul? Cât avea? Ambulanțierul avea 0,95. Era cu 0. Era cu 0 înainte. Nu. Deci nu trebuie să se întâmple. De ce rotunjim noi mereu în plus în loc să rotunjim în minus? Da, ăsta cât? 0,9. 0. Bun, dar acum întrebarea care se pune în mod legitim astăzi... De ce ați băut? Era întrebarea întrebarea de ieri. Întrebarea de astăzi este ce alcoolemie are domnul Mișa, de exemplu, de la fisc.
Nu cred că e pe bază de alcool, pentru că din beție, Radu, te trezești. Ah. Din ce are domnul Mișa niciodată. Deci se vine astăzi puternic cu domnul Mișa, care a hotărât să ia cu asal nunțile. Miri Somasă declară când le plătesc fotografiilor, muzicanților și restaurantului. În caz contrar, dacă... Așa? Jar mănânci. Amenda pentru nerespectarea solicitării fiscului este de... E de la, vezi și asta, vezi? De la 2000 de lei la 5000 de lei, în funcție de cât de grav n-ai respectat. Cât de mult ai mințit. În funcție de... Adică dacă l-ai plătit pe fotograf cu 1000 de lei și tu spui 9000, maxim 9000, da. Îți dau amendă mică. Da. Dacă tu mergi și spui 5000, la 5000... Ai chemat ceva poliția în spatele, spatele meu. Iertați-mă, ați chemat poliția. Mă rog, a spus domnul Mișa, spune... deja oamenii simt nevoia să ne protejeze când vorbim despre domnul Mișa. Poate vin cu alcoolemia, nu să verifice. Mă rog, așa. Nu, se decongestionează traficul, pentru că nu e așa. Decizie luată de Ionuț Mișa. Dubai. Da, în ultimii aproape 10 ani, fiscul a derulat mai multe controle în privința averilor maneliștilor. Deci de aici se pleacă, de la ideea de maneliști. Domnule, lasă-mă, nu are nicio treabă cu maneliști. Da? Nu, nu are nicio treabă. Are treabă cu ce spune domnul ministru de finanțe. Eu nu-mi permit să-l evaluez pe domnul Mișa, domnule. Dar deci nu trebuie să jignim oamenii în funcție de... Adică de ce, spun de ce să-i faci maneliști pe cei care... Da, mă rog. Eu, poate e un titlu de laudă. Da. Vreau să spun altceva. Hai să nu-l mai jignim pe domnul Mișa. Hai să încercăm ceva. Te provoc la un exercițiu, la autocontrol. Da. Să nu-l mai jignim pe domnul Mișa. Răzvan, acceptă această provocare. Acceptă această provocare, Radu? Accept, voi încerca. Perfect. Pentru că l-avem pe domnul ministru de finanțe. Care se ocupă cu chestia asta? E o imbecilitate a celor de la ANAF. Deci, practic, ANAF-ul este totuși în subordinea ministerului pe care îl conduce domnul Teodorovici. Dacă îl fac eu pe Mișa imbecil în momentul de față, dar pun ghilimelele de la domnul Teodorovici, e regulă, nu că e un citat. Păi da, și domnul Teodorovici este maimuță conform declarației domnului Țuțuianu. Deci noi putem să-i jignim pe ăștia numai cu ghilimele. Deci îi ținem doar în ghilimele pe oamenii ăștia. Avem șobolan la poartă. Pentru că noi nu facem ce fac ei în doctorate. Noi nu facem plagiat. Nu, nu. Noi venim și punem ghilimele. Noi cităm sursa. Punem citat. Deci haideți să vorbim citat despre imbecilitatea domnului Mișa. Da. Mișa. Eu hai să-l transformăm în substantiv comun. O da. Mișă. Ești ca o mișă, Radu. Nu, vorba vine, nu mi-aș trebui să te jignesc așa. Eu nu cred că e ideea domnului Mișa. Aici mie miroase a Darius Vâlcov, care a scos bani din nunți și continuă să facă chestia asta. S-a gândit Darius Vâlcov, bă nene, din nunți se scot bani. Eu așa am făcut avere. De euro. Mergem pe nunți, mergem pe zona asta de nunți și scoatem bani. Și acum întrebarea care se pune, poate că primul client al acestei chestiuni l-a sunat domnule pe domnul Dragnea, că tocmai ce a avut o nuntă. L-a sunat să-l întrebați. Și de unde a luat fotograful? De unde a luat aia? De unde ceea ce nu înțelege domnul Mișă și iar o să plângă acum și o să vorbească de copilașii lui. Abia aștepă copilașii lui la nuntă să vedem dacă vor face, vor depune declarații sau nu. Așa. Domnul Mișă nu înțelege că ceea ce vrea el să impună acum nuntașilor e de o prostie sfidătoare chiar și pornind de la domnul Mișa. Pentru că e în felul următor. Ești nuntaș, da? Ai avut frumos tot ce ai avut. Tu ai avut nuntă, de exemplu. Și tu n-ai avut nuntă, de exemplu? Nu mai de mult. Am avut cununie. I-am și uitat. Domnul Mișa te întreabă în felul următor. Dom'le, cât l-ai plătit, cu cât l-ai plătit pe fotograf, de exemplu? Tu spui o sumă. Da. Acum, poate fotograful a mers să declare suma respectivă la ANAF sau nu? Da. Și dacă fotograful n-a mers să declare suma respectivă la ANAF, ce facem, mă? Ne punem la testul poligraf pe amândoi? Eu care susțin că i-am dat bani și el care susține că nu? Ce facem? Ne punem să ne jurăm pe copii cum făcea el în emisiunea lui Gâdea când spunea că nu vrea să facă rău României, că am 3 copii? După care mă întreabă pe mine, dar de banii, sau doi, da, banii ăștia pe care i-ai dat, de unde ei? Și zic că am luat de la oameni. Că am avut nuntă. Și oamenii de unde au bani? Vezi că... Mă, dar eu am altă întrebare. Dacă să ne întrebe domnul Mișa pe noi de unde avem bani. Nu mai bine îl întrebați pe domnul Dragnea de unde are casa aia? Nu mai bine de unde îl întrebăm pe domnul Dragnea de unde l-are pe Mișa ăsta. A, și asta poate fi o întrebare. Deși, tind să cred că l-a primit pomană. Uite, o altă problemă care, vă spun, s-ar putea rezolva ușor, pentru că totuși nunta domnului Borcea a fost în afara incintei. Dacă... Dar stai că e probabil după asta vorba, deci îl întreabă pe fotograf, da, îl întreabă pe lăutar, da. Vezi că se face domnul Mișa, cred că să-l întrebe și pe preot acum. Să vedem, are curaj domnul Mișa? Rămâne la formații. Rămâne la formații, că domnul Rice... Mișa e pătupeu numai așa, cu cine poate. Rici e Pioveri a cântat la nunta lui Borcea. A venit, și că a venit nașul, domnul Marius Vizer. A venit și a oferit totul. A pus pe masă ce și nu s-a dat breaking news la realitate? S-a dat, probabil. Sper că s-a dat un breaking domnului news. Gușă, da. Zice, mi-a făcut o mare surpriză aducând una dintre formațiile mele preferate. Cu cât a plătit-o? Ricie Pioveri. M-a dat gata cu asta. Bă, poate
au cântat oamenii de, a fost plăcerea lor. Știi că are omul atâția copii, 7-8 copii, au venit și au cântat. E bucuria noastră pentru faptul că înmulțiți populația în planeta asta. Mă rog, ideea este că domnul Borcea dă un interviu interesant pentru Libertatea, zice așa: eu am fost precum unul dintre invitați la nuntă. Cine totul, spune așa? Domnul Borcea. Totul a fost asigurat de domnul Marius Viză. Deci dă vina pe Viză. Interesant că interviul vine exact în ziua în care domnul Mișa vine cu această decizie. Și acum se pune problema la domnul Viză. El știe, îl întreba spune. Deci acum trebuie Viză să spună cu cât i-a plătit pe cei de la Riche Poveri. Nu da. domnul... Cum îl cheamă pe domnul ăsta, că am uitat? Borcea. Borcea, da. Așa. Nu mă gândesc doar la brațul Borcea. Da. Domnul, brațul lung al legii și brațul Borcea. Acum, pe de altă parte, îl înțeleg și pe domnul Borcea, că domnul Borcea la câte nunți a fost în calitate de mire, a început să se simtă ca invitat. Nu poți să-ți asumi așa, faci 4-5 nunți și tot generică să te simți. Dar și mireasa a fost pusă la dispoziție tot de domnul... Adică el spune că totul a fost pus la dispoziție de domnul Viză. Bănuiesc că... Doar, nu știu, întreb. Vi s-a creat o imagine de Don Juan al României, având în vedere că numărul relațiilor intime și al copiilor, întreabă ziarul, prestigioasa publicație. Care? Libertatea. Ce reprezintă femeia în definiția personală? Îi pune o întrebare în Borcea. Bă, a rămas omul ăsta, deci vă spun. Care femeie? Că am o grămadă. Femeia pentru Cristi Borcea, ăsta e răspunsul lui. Deci s-a obiectivat în momentul când ne-a pus. S-a extras, da? S-a privit în exterior și a început să vorbească despre sine ca mare și al lui Antonescu la persoana a treia. Femeia pentru Cristi Borcea este foarte importantă pentru moral, pentru moralul, viața, ceea ce reușesc să fac zi de zi, zice Borcea. Hai să mai luăm un cuvânt. Femeia dar limba română pentru domnul Borcea e importantă? Femeia pentru Cristi Borcea este foarte importantă pentru moralul, viața, ceea ce reușesc să fac zi de zi. Da. În spatele unui om care se vrea de succes, nu poate fi decât o femeie de forță. Sau... 4 femei de forță, în cazul asta ar bărbați de succes. Da, domnul Borcea, în schimb, am înțeles că a făcut și o dezvăluire care... Valentina, credeți că va fi ultima... Va trista mulți oameni. Va fi ultima femeie din viața... Asta sigur, zice, da. E o afirmație care rămâne la dosar, îi atrage atenția reporterul condamnatului Cristi Borcea. Zice, așa și, întreabă Cristi Borcea... Așa și, pușcăria am mai făcut, dacă ți-am e frică. Că sunt sigur de asta, crezi că vorbesc să mă aflu în treabă? Repet, Valentina e ultima femeie din viața lui Cristi Borcea. Mai, din viața lui Cristi iar Borcea. Iar s-a obiectivat. Auzi, mai avem doar puține momente până la pauza publicitară și e important să transmitem și această știre tristă pentru multe dintre doamnele care se gândeau că atunci când vor fi mari, vor fi mamă de copil al lui Borcea și că vor trăi din acest aspect. Se pare că domnul Borcea a făcut acest anunț, se retrage din activitatea competițională privată, nu va mai face copii decât în interiorul căsătoriei cu doamna... Dacă... Actuala doamnă Borcea, cum ar spune colegii noștri, nu știu dacă ghetele, dar ceva și-a pus în cui în mod cert în momentul de față. Dar e un șoc pe care l-a suferit în închisoare. Ce s-a întâmplat, Răzvan? De unde până unde s-a închisoarea ajuns? L-a schimbat. L-a schimbat foarte tare. Cum la domnul Becali în față stau cerșetorii tot timpul, așa stau femeile în fața casei domnului Borcea și a ieșit cineva. Haideți, vă rog, gata, hai! Dați-i că nu se mai dă. Ne întoarcem după pauză. Bună România!